astăzi vremea a fost frumoasă și caldă cu temperaturi de aproape 23 de grade, de mâine vremea se va răci în toată țara, încât vom înregistra diferențe și de 15 grade de la o zi la alta. Meteorologii au emis în acest sens o informare. În intervalul 9 aprilie ora 18, 11 aprilie ora 21 va ploua în cea mai mare parte a țării. În sud și est, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 20 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. Îndeosebi în seara zilei de miercuri 9 aprilie și în noaptea de miercuri spre joi, ploile vor fi sub formă de aversă, se vor semnala descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Așadar, vânt puternic și averse sunt așteptate în următoarele zile, iar temperaturile maxime vor fi de 9-10 grade Celsius. Astfel, la Bolintin, Hotarele, Comana și Mihăilești se vor înregistra maxim 10 grade, în timp ce la Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu, 11 grade. Vântul va sufla cu 10 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 749 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 20-30 de centimetri, iar cota probabilă este de 105 centimetri. Umiditatea aerului va fi de 36%.